Dinori. A fost odată un meșter tâmplar pe nume Geppetto. Într-o zi, priceput cum era, izbuti să facă o păpușă care semăna cu un băiețel adevărat. O să te numesc Pinocchio, îi spuse el. Apoi Geppetto îi croi niște haine și o pălărioară pe măsură. Problema din care fusese făcută era fermecat. Păpușa se pusese pe grăit cu glas omenesc spre uimirea bătrânului tâmplar. Ca orice părinte grijuliu, Geppetto îl trimise pe Pinocchio la școală. Dar fiind foarte sărac, el se văzu nevoit să-și vândă pantonul ca să-i poată lua un abecedar. Spre școală, Pinocchio se simți atras de muzica vioaie ce se auzea dinspre teatrul de marionete. Așa că îl vându abecedarul ca să-și poată lua un bilet de intrare la spectacol. Înăuntru se împrieteni cu mai multe păpuși de lemn asemenea lui. Iar odată urcat pe scenă, se apucă să facă tot felul de giumbușlucuri. Păpușarul mâncă foc, se mânie cumplit, căci Pinocchio îi stricase frumusețe de spectacol. Pinocchio își ceru iertare și povesti lui mâncă foc despre Geppetto și cum ajunse la teatru și nu la școală. Milos din fire, acesta îi spuse: uite, ține de la mine acești 5 galbeni și dă-i bunului tău tată ca să-și cumpere un palton nou. Pe drum spre casă, păpușa se întâlni cu motanul și vulpea, doi hoțomani care-i băgară în cap că și-ar putea înmulți banii dacă i-ar îngropa la rădăcina unui copac fermecat din Câmpul Minunilor. Zis și făcut, doar că atunci când se trezi din somn, nu mai găsi nici măcar cei 5 galbeni îngropați. Strigă deznădăjduit după ajutor și pe dată lângă el se arătă Zâna cu părul albăstru. Loc să recunoască sincer ce prostie făcuse, Pinocchio îi trânti o minciună spunându-i că pierduse banii pentru Geppetto.
nici nu sfârși bine, că nasul i se și lungi din corp. Așa o să pățești ori de câte ori vei spune minciuni, îi zise zâna supărată. Speriat, Pinocchio îi mărturisi zânei adevărul, iar ea îi trese nasul la loc, chemând în ajutor o ciocănitoare. În vreme ce Pinocchio se îndrepta spre casă, mergând pe țărmul mării, un var uriaș îl izbi cu putere și îl duse departe în larg, unde fu înghițit de o balenă. Spre bucuria lui, însă în burta acesteia, dădu peste tatăl său, Geppetto. Bătrânul fusese și el înghițit de balenă cu tot cu corăbioara cu care plecase în căutarea lui Pinocchio. Pândind momentul în care balena dormea cu gura deschisă aproape de mare, cei doi izputiră să iasă din burta ei și în otară până la țărm. Ajuns acasă, Pinocchio se cumințise și după ce își termina lecțiile, îl ajuta pe Geppetto în atelier. Pentru o așa bună purtare, într-o noapte, în vizită, zâna cu părul albastru, care împlini cea mai ardătoare dorință. A doua zi, Pinocchio cel de lemn se prefăcu într-un băiețel în carne și oase, spre marea bucurie a lui Geppetto.